Continuă duelul dintre primarul Constantin Toma și cei 300 de polițiști locali pe care îi vrea disponibilizați. Șefii din primăria Buzău au trecut la planul B, mutarea poliției locale din subordinea primarului în cea a Consiliului Local. Va urma o nouă organigramă a primăriei, dar și o organigramă nouă a poliției locale, ghiciți, fără cei 300 de polițiști locali. Mâine, în ședința CLM, se va aproba prima măsură a noului scenariu. Vom transforma Poliția Municipală într-o persoană juridică aparte, în subordinea Consiliului Local, astfel încât să o putem gestiona separat și să putem să angajăm oamenii necesari în organigrama primăriei pentru a putea asigura dezvoltarea acestui oraș în următorii ani. Deci sper ca domnii consilieri să voteze această hotărâre, astfel încât să putem realiza o nouă organigramă pentru poliție, o nouă organigramă pentru primărie, pentru ca la începutul anului viitor să putem definitiva funcționarea în primărie, pentru că în momentul ăsta, așa cum știți, totul este blocat. Pentru a se debarasa de polițiștii locali, șefii din primărie continuă și planul A. Marți, 27 decembrie, urmează a se judeca la Curtea de Apel Ploiești recursul făcut de municipalitate la decizia luată pe fond de Tribunalul Buzău de suspendarea organigramei primăriei.